La Brăila, pe 24 septembrie 1941, venea pe lume Lucia Hosu Longin, cunoscută publicului pentru reportajele sale, cuprinse în serialul Memorialul Durerii, difuzat de Televiziunea Națională începând din 1991. Veritabilă creație menită a dezvălui dureroase adevăruri istorice din perioada comunistă, documentarul are atât comentariul cât și regia semnate de jurnalistul de excepție, născut în Brăila de acum 74 de ani. Ce a vrut a fi Memorialul Durerii mai exact? O istorie a celor care au luptat în munți și au continuat să pună libertatea deasupra vieții, în condițiile în care opoziția anticomunistă se afla în închisori. Au murit în înfruntări, în temnițe sau în fața plutoanelor de execuție. Actele lor de mare curaj s-au petrecut în Carpații României, care au fost ultima tranșee împotriva colonizării sovietice. Memorialul Durerii. O istorie a bravilor. În filmografia jurnalistului, regizorului și producătorului Lucia Hosu Longin figurează începând din 1977 și până în prezent circa 20 de producții considerate veritabile mărturii istorice, dar și filme prin care autoarea a realizat portretele unor personalități din sfera artei, ca de exemplu Liviu Ciulei. Tot Lucia Hosu Longin este deținătoarea unor importante premii, printre care și premiul special al Uniunii Cineaștilor din România.